Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O publicație buzoiană a inițiat o campanie pentru instalarea unei piețe pentru ceapă de Buzău, covrigi de Buzău și cârnați de... Preșcoi. Bravo! Pe marginea viitoarei autostrăzi A7. Citez, va fi cel mai bun loc unde buzoienii își vor putea vinde produsele tradiționale. Cârnați de preșcoi, covrigi, ceapă de Buzău, usturoi de râmnicelu. Știați de usturoiul de râmnicelu? O fi de la roșu? Și nu numai, scrie publicația buzoienii.ro. Votăm pentru. Băi, mie, vrem să ne alăturăm aceste inițiative. Felicitări publicației buzoienii.ro. Băi, da, zis. Mie mi se pare că pune deja prea multă presiune autostrada asta A7. Ia, auzi, pe hârtie, e toată? E desenată toată, măcar? Stai, mă, că au dat... S-au făcut licitațiile toate? Eu cred că încă e în faza de studiu de fezabilitate, nu? Sunt constructori desemnați. Până la Pașcani, deci, așa, nu știu, începând de la, cred că de la Ploiești până la Pașcani încolo, sunt vreo 13 loturi. De câte un pic, știi, asta e. Adică e prea mare presiunea și încă nu s-au apucat de ea. Mie asta mi se pare toată șmecheria. Altfel, eu care fac drumul spre Iași, da, de câteva ori pe an, pot să confirm că cepălăul ăla... Băi, ceapa aia roșie de Buzău e excepțională. E foarte bună. Da. Ce ar fi dispărut, adevărul că nu poți să oprești pe autostradă, tragi pe dreapta. Nu, dar pe ideea pe este genială. Pe DN2 pe acolo ai văzut, e da, pe dreapta nebunie. Când te apropii de Buzău... Buzău, spre Tecuci, da, 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 încolo, toată bucata aia e plină. Iar toamna nu găsești doar ceapă, e și varză, vara sunt pepeni, și așa mai departe. Deci asta e un fenomen. Eu n-am văzut așa ceva în niciun alt județ. Mai e Focșaniu, la Focșani, tot toamna, că asta este, struguri de toate culorile, vinuțul și mustul sunt pregătite. Mai este vreun alt județ care să aibă atâtea produse specifice, regionale? Permiteți o secundă. Stai puțin, să le numărăm. Deci au covrigi de Buzău. Asta știm cu toții, sunt faimoși. Cărnații de pleșcoi. Ceapa. Ceapa roșie. Acum înțeleg că este și usturoiul de râmnicelu. Deci au patru produse pe care le știm noi. Da. Mai este vreun alt județ care să aibă atâtea faimoase, adică, știi? Sibiu, cred că e cu telemeaua de Sibiu, cu... Și? Nu, tot respectul pentru telemeaua de Sibiu. Și? Și în drumul spre Ploiești mai sunt piticii de grădină, dacă știi că... Sunt o mulțime. Auzi, dar tu că ai pomenit mai devreme Tecuciu. Da. La Tecuci sunt piramide de alea făcute de muștar. Nu, nu e. Uite, nu e muștar, da. Ligian? Culmea. Muștar la Ligian, da, nu e. Ligian în toate formele, muștar în toate formele. Tot cu ceapă și mai special cu pepeni acolo. Cu pepeni când e sezonul lor, pe margine e nenorocire. Ce se întâmplă? Uite, interesant, afli lucruri. Trebuie să călătorim mai mult. Da, dar eu votez pentru o piață de acest gen, sunt susțin, felicitări și... Băi, ideea e foarte bună, să faci un exit de la cum sunt benzineriile. Păi într-un spațiu de servicii, pentru că, practic, distrugi viața unor antreprenori acolo, oameni care își muncesc pământul și care asta fac. Au niște barăci construite de ei, de lemn, vai mama lor. Antreprenori, într-un fel, că sunt nu prea... Agricultori. Fiscal când agricultori de o pungă de o funie de usturoi de râmnicelu, dar... Spune cineva că și Babicu ar fi specific Buzăului. Poftim. Na. Și Babicu. De ce se întâmplă? Altcineva ne atrage atenția că la Covasna iarăși e o zonă cu multe produse. Aha. Pâine cu cartofi de la Covasna, exact, da. Exact, da. Și au și o sumă de mezeluri, dar nu sunt denominate ca atare. Dar problema e că alea se în maghiară și e mai greu de înțeles că, na. Adică cum se zice covrigi de Buzău în maghiară? Unde e Iuli? Iuli să ne spună covrigi de Buzău în maghiară, știi? Da, și nu e problemă. Bag de seamă că, până la urmă, cred că ăsta este adevăratul motiv pentru care România n-a avut autostrăzi până la ora asta. De ce? Distrugea toată industria asta, da, vezi? Nu o să se facă. Dar cum se... Salam în maghiară, ce denumire are? Cred că e o... Nu știu, salam. Nu cred, cred că e o chestie de o frază întreagă. Da, să ne spune domnul președinte, să ne spune cum se spune salam de Sibiu. În germană. În germană. Cred că asta ar fi mai interesant. Și mai e un lucru pe care nu l-am înțeles niciodată, dacă tot veni vorba de autostrada A7, pe care o așteptăm de atâția și atâția ani și sperăm să se construiască totuși, ca și alte autostrăzi din această țară. N-am înțeles de ce pe loturi. Adică de ce de la Ploiești la Pașcani sunt 13 loturi. Nu mai bine dați probabil că ar fi un lot, două loturi, adică... Da. Știi? Ce n-au capacitatea, că rezultă loturi 12 km. Loturile mici de da, nu pot să... Chiamărilor probabil că fiecare lot de ăsta are un anumit specific. Nu. Trebuie să pregătească terenul, trebuie să desproprietărească, trebuie să ceva. Să desproprietărească. Da. Desproprietăreze, nu desproprieze.
Hai să vedem, ia, Adi, te rog frumos. Moment de gramatică la Europa FM. Despropriez. Am uitat de Kürtosh în Covasna, uite. Kürtosh Kolaș, da. Da. Ce facem? Da, și de asta cred că, adică nu poți să dai o bucată unui singur constructor. Știi? Bă, scuzați, mai facem o paranteză, mai avem timp? Da, putem să facem paranteză. Scoate toată muzica, vorbim până mâine, n-avem nicio treabă. Sigur că da. Aici, lângă București, în partea de nord, este un magazin de la Cash & Carry foarte mare. Da. În parcare este un domn, care cred că este ungur, care face langoși. Așa. Și Kürtosh colaci. Foarte bun. Dar eu n-am văzut pe nimeni să pregătească langoși sau gogoși sau ceva într-un ritm mai lent ca acest domn. Adică dacă te duci... Deci e originalul, asta e clar. Asta. Da, deci da. El înțelege ce îi spui, de asta zic că eu, înțelege și spui vreau și eu o langoașă de asta sau ce-o fi. Ok. Și se apucă de treabă încet. Eu nu știu din ce trăiește, că acolo cred că plătește o taxă pe faptul că are un magazin în parcarea acestui magazin. N-ai înțeles, e cu intrare și ieșire la domnul. În momentul când intri în Cash & Carry, dai comanda. Eu cred că este spion MTI, spion unguresc. El acolo spionează ce mai cumpără românii. N-are treabă, adică nu cred că dânsul trăiește din asta. Cred că este finanțat direct de guvernul maghiar să vadă, ia stai că a venit Petreanu, ce a cumpărat ăsta? Pac și-și notează acolo și asta cu langoșul e doar un pretext. Altfel nu se explică. A fost bun? Langoșul? Da. Da, dar ți se face și foame. Adică aștept. Vrei să mergem? Dar trebuie să ne luăm timp. Mie mi-e și frică să mai vorbesc, am vorbit mai devreme dimineața de merdenele și a venit un coleg săracu cu două Alex. Merdenele, Alex, de la tehnic. Pai eu anul ăsta aș vrea să-mi schimb mașina. Cu ceva, o mașină nouă. Nu așa, cred. Principiu. Că cine știe cine cumva mai apare cu... Ai descoperit cum e cu despro... Exproprieze se cheamă. Noi ziceam desproprietereze, a expropria e cuvântul. Bravo. Și ăsta, Adi mi-a arătat în engleză. Exproprie. Zic, ce vrei, mă? Și cum e? Expropriation? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.